Poli Timișoara a trecut pe teren propriu cu scorul de 2-0 de Gloria Lunca Teuz Cermei și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii a 3-a al seriei a 8-a. Meciul a fost unul solicitant pentru timișoreni, aceștia reușind să marcheze ambele goluri în repriza secundă. Primul gol a purtat semnătura lui Robert Curescu, iar cel de-al doilea a fost reușit de Daniel Olariu. Paul Code a recunoscut că în prima parte a meciului jucătorii săi au evoluat mai timorați. Cred că am avut un pic de trac și un pic de presiune în prima repriză. Știam că dacă câștigăm, este matematic în play-off. Ne-am dorit mult victoria, ne-am dorit mult să facem un joc bun. Din păcate, prima repriză am fost crispați, am avut trac un pic, dar în repriza a doua, zic că lucrurile s-au reglat și, cum ai spus tu, cred că repriza a doua a fost totala noastră și am câștigat meritat. Mă bucur foarte mult că mi-am ajutat echipa. Ne bucurăm că am trecut peste acest meci învingător și așteptăm săptămâna următoare să ne concentrăm pe meciul cu Pecica și să-l pregătim cum trebuie. Așa că ai dat gol de pe poziție chiar defensivă, nu trebuia să fii mijlocașul la închidere cumva? Da, joc ce îmi spune domn profesor, nu am pretenții, joc. A fost să fie, am urcat cu mingea la picior și am văzut că nu mă atacă nimeni și am reușit să dau la poartă. Da. Robert Curescu, fotbalistul care a deschis scorul, a admis că în prima repriză jucătorii de la Poli nu au avut deloc viață ușoară. Mă bucur că am deschis scorul și că am putut să-mi ajut echipa într-un meci dificil, prima repriză, zic eu. Dar a decurs totul bine și mă bucur pentru victorie. A fost mai greu până la primul gol, e un lucru parcă văzut și în deplasare. Acum, etapa următoare, aveți ocazia să spargeți lucrul ăsta, dacă marcați în prima repriză la Pecica. Vă doriți asta, mă gândesc? Da, ne dorim. La fiecare meci ne dorim să marcăm, dar având în vedere, nu știu, motivația fiecărui jucător, o să depindă de fiecare. Dar ne gândim că e totul bine până acum și vedem ce o să fie la sfârșit. Alvioleții au acumulat 33 de puncte și au revenit pe poziția secundă în clasament.